invitații noștri din celelalte județe, dar vorbesc, când mi-am permis să vorbesc doar pentru Constanța. Într-un moment de bilanț pozitiv, încă o dată, la finalizarea programului operațional sectorial de medie. Valoarea totală a proiectelor, la data semnării, a fost de 1.451.363.622 de lei, echivalentul sumei de 337 de milioane de euro. 337 milioane de euro. Dacă discutăm de absorpția de fonduri europene, indiferent de domeniu, de axă, de mediu, de rutier, indiferent de care axă, este al cincilea program pe mărime din România. Este meritul și poate că astăzi nu ne taxați să lipsiți de modestie, este meritul tuturor, toți am făcut eforturi extraordinare să absorbim această sumă, să o implementăm, să ducem programul la bun sfârșit. Peste 56 de milioane de euro este contribuția, sunt bani puși în programul de operatorul regional. Bani care constituie cofinanțarea acestui program, bani pe care Raja i-a obținut prin contractarea unui împrumut de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, un împrumut luat în condiții extrem de avantajoase, dar este un împrumut care trebuie returnat. Dacă n-am fi folosit acești bani europeni, ne-am fi aflat într-o situație foarte grea, în care serviciul de apă, canal și epurare ar fi fost furnizat cu foarte multe întreruperi. Ar fi fost un serviciu a cărui calitate ar fi lăsat foarte multe dorit și, bineînțeles, ar fi avut de suferit populația. Vreau să spun că aceste 56 de milioane de euro trebuie returnate băncii și de unde se returnează? Din costul serviciului. Aș dori mai mult sprijin în a explica cetățenilor, a celor de bună credință care vor să înțeleagă explicațiile, că nu este un preț mare, 4,5 lei la un metru cub de apă. Vă spuneam, v-a spus atâtea ori, în Europa civilizată, în europeană, un cetățean consumă pe lună 3,93 metri cubi de apă, 128-130 de litri de apă pe zi. Vreau să știți că avem în regiunea Constanța stații, nu numai, stații de epurare de nivel, ca și tehnologie, de nivel european, occidental. De fapt, toate sunt la nivelul tehnologiei de ultimă generație. Cea mai modernă stație de epurare din România, stația de la Epurie Sud, este cea mai modernă tehnologie care există astăzi în domeniul acesta. Avem Constanța Nord, prima stație din Europa Centrală și de Est care este acoperită și unde aerul este cu ilimele la rândul lui epurat. Pentru a nu răspândi în stațiunea Mamaia, un aer mai puțin plăcut turiștilor care vin să se îmbăiesc. Stația de epurare a Megidiei este printre cele mai moderne stații din România. Direcțiile de sănătate publică, Compania Apele Române, monitorizează zilnic, iau probe de apă zilnic, din ceea ce deversăm în diverse nisaci, fie că este canalul Dunăre Marea Neagră, fie că este Marea Neagră însăși, și vreau să vă asigur că suntem la vârf cu analizele. Este o companie cu care cred că avem de ce să ne mândrim, cu siguranță vom duce la bun sfârșit și programul operațional de investiții mari, în condiții foarte bune. Și aș vrea să le mulțumesc aici, cred că este cel mai bun cadru, colegilor mei de la Direcția de Dezvoltare și de Finanțare Europeană, care, cu toții, zi de zi, fără sâmbete, fără duminici, anonim, au muncit și au pregătit aceste proiecte și au realizat implementarea lor. Întâmpinăm foarte multe piedici, dar nu ne plângem, suntem aici ca să le depășim. Le mulțumesc încă o dată autorităților publice, centrale și locale pentru sprijin și cu siguranță vom reuși să mai aducem jumătate de miliard de euro în regiunea noastră. De fapt, dacă socotim de la instrumente structurale preaderate, socotim postul de mediu și punem, adăugăm și POIM-ul, depășim 1 miliard de euro investiții din fonduri europene.
E mult, e puțin. Vă las pe dumneavoastră să judecați. Eu zic că e bine, nu?